Bună ziua, dragilor, și bun venit pe E-Română, cel mai tare canal de YouTube dedicat pregătirii pentru examenul de bacalaureat și, desigur, evaluarea națională. Astăzi, în cadrul acestui videoclip, vom discuta despre testul numărul 5 de antrenament pe care l-am propus noi. Toate testele de antrenament le găsiți pe voxvalahorum.ro și vom rezolva testul numărul 6, care încă nu a apărut, va apărea în exclusivitate pe platforma cursuri.voxvalahorum.ro în fiecare sâmbătă de la ora 18, dacă e, ne întâlnim fiecare sâmbătă de la 18 pentru a discuta câteva aspecte dedicate examenului de bacalaureat. Dar pe platforma cursuri.voxvalahorum.ro, oricând aveți acces la toate clipurile filmate, prezentate așa cum trebuie, eseurile scrise pentru a obține cele 30 de puncte, subiectul 1, subiectul 2, deci oricând, cursuri.voxvalahorum.ro, costă doar 110 lei lunar și aveți acces la absolut toată materia. Deci toată materia este deja încărcată, de la Alexandru Lăpușneanul până la Marin Sorescu, Iona, operă pe care o veți studia în semestrul 2, cursuri.voxvalahorum.ro. Așadar, avem un fragment suport extras din criticul literar Șerban Cioculescu, din amintirile acestui mare nume din domeniul literaturii, și 5 cerințe în cadrul subiectului 1A, un text argumentativ și o poezie la subiectul 2 extrasă din marele poet simbolist George Bacoviasa. Așadar, să lecturăm fragmentul și să vedem cum ar trebui să răspundem la cerințe și ce ar trebui exact să punctăm. Așadar, să citim împreună, apoi să fim atenți la rezolvări. Memoria noastră registrează multe și nu totdeauna lucrurile esențiale. Cât să aveam când mi s-a revelat astfel poezia în cea mai prozaică ei înfățișare, 5 sau 6, n-aș putea spune, mesajul acela stupid mă obsedează, însă ca acel refren diabolic al lui Dâdâ Pătrășcan, vă amintiți? Rap, rap, rap și zâng, zâng, zâng. Am citit de atunci prea multe cărți, m-au emoționat nenumărate figuri, întâmplări și cuvinte, dar cele mai multe s-au șters fără urmă. Capașii de pe țărmul mării spălați de valuri, ca să-mi amintesc până în ceasul din urmă această terțină fără noimă menită să aducă norocosului cărciumar clientelă. Un gard de piatră, mai lung decât toate celelalte, pe acea stradă ascundea privirilor curtea interioară a spitalului de copii. Treceam prin fața lui aproape zilnic, parcă în ciudat că nu pot urmări forfota copiilor de vârsta mea. De îndată ce părăseau patul, în tot timpul copilăriei mele, m-am zbătut între dorința de a-mi găsi tovarăși de joacă și teama de a nu le putea ține pasul. Mă uitam de departe cu cât foc alerga, chiuia și se lua la trântă fratele meu Radu, ochios și ochișel, poznaș și bun de gură, care se întorcea într-un târziu acasă cu hainele prăfuite și nasturii smulși să-și povestească isprăvile. Am rămas în tot timpul copilăriei și adolescenței un copil nepriceput. Nu mi-a reușit niciun joc care cerea îndemânare, ca de pildă aruncarea pe coardă, unui fel de mosor scopit la mijloc, în jocul zis diabolo. Nici trecerea de la exercițiile elementare de pian la executarea unei bucăți. Mi-amintesc că bunicul meu, din partea mamei, făgăduise un ban de aur dacă voi reuși să execut la pian Marsilieza, cântecul în sunetul căruia, ca student medicinist, făcuse campania în timpul războiului franco-prusian la ambulanță. Alte și când schimb era mare mâncător de cărți de tot felul, românești, nemțești și franțuzești. La vârsta de 8 ani învățam istoria universală după un manual german și seara îi spuneam tati lecția cocoțat pe genunchii lui, străduindu-mă să respect pronunția presupus grecească, Cleonidas Thermopiles, când povesteam războaiele greco-persane. Să vedem împreună prima cerință. Indică sensul secvenței lucrurile esențiale. Chiar la început, memoria noastră registrează multe și nu totdeauna lucrurile esențiale, elementare. Apoi, la doi, numele fratelui autorului, desigur, Radu, chiuia și se lua la trântă fratele meu Radu. Iar la trei, o teamă din copilărie. Teama lui era de a nu se integra în rândul tinerilor. Avem aici secvența
M-am zbătut între dorința de a-mi găsi tovarăși de joacă și teama de a nu le putea ține pasul, iar la 4, motivul pentru care bunicul său i-a făgăduit un bal pentru a învăța să execute la pian Marsilieza, iar la 5 era portretul moral al tânărului, nu se vede aici. Aici, desigur, neîndemânarea, da, poate fi o trăsătură pentru că el nu reușește să execute anumite lucruri care țin de domeniul, fizic, da? Nu poate să arunce pe coarda unui fel de mosor, adică nu avea o îndemânare fizică foarte bună, dar în schimb avea o minte extraordinară, un talent pentru lectură și desigur pentru a înțelege literatura dincolo de lucrurile banale, dincolo, a trece cumva dincolo de dincolo. E o metaforă. La B, un text argumentativ, dacă practicarea unor arte este rezultatul unor talente înăscute, aici desigur puteam să precizăm definiția artei, dar știm că la textul argumentativ, pentru început, trebuie să oferim o scurtă raportare la problematică, da, care este raportarea la problematica noastră, practicarea unor arte, arta, sau talentul, puteam să-l definim apoi, ipoteza. Și desigur, raportarea la fragment, fragmentul suport ne oferă informațiile necesare, tânărul fiind, până la urmă, talentat în literatură, în lectură, în interpretare. Și un exemplu din experiența culturală sau personală ar, la subiectul al doilea, să evidențiem relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice, o poezie din George Bacovia care sună așa: se așeza, să ningă, ningea doream, sunt ani de atunci să te întâlnesc, la sfârșit de stradă ce dă în câmp îmi părea că te ești mai frumoasă iarna, doar corbii spuneau că stai acasă cu vreun prieten, reintram în târg, zăpada licărea electric pe fereastra ta, se luceau noapte, citeam ca nopțile de iarnă. Desigur, multe de spus despre această atmosferă provincială pe care ne-o expune Eulirik, da? Nisoarea, ningea, utilizarea imperfectului este importantă. Aici raportul dintre timp și iubire, imposibilitatea atingerii fericirii, dar Corbin spuneam că stai acasă, desigur, corbul care prevestește lucruri rele, putem intra în tot felul de simboluri. Da, este o poezie care permite dezvoltarea. Iar la subiectul al treilea, un text narrativ scris de George Călinescu, adică Enigma Otilei. Dacă v-a plăcut această mică privire pe ansamblu a testului 5, această privire sinoptică, nu uitați să dați un like, un share, să spuneți și prietenilor voștri de acest canal și nu uitați de cursuri.voxfalahorum.ro. Cursuri.voxvalahorum.ro. Cursuri.vox. Ați înțeles?